2, 1, 2. După spate ai curs și dalea, dar cu puror, cu mare puror. Mamă, cum a răsta... Lângă că cu Andreea s-a făcut foarte multe chestii și am trecut în COVID, mâncava și gura voastră. Nu vreți să știți. Am avut COVID cu Andreas, gripă ce a fost COVID, bă, vă jur pe cea mai scump. Stăteam amândoi la bucătărie, ne curgeau banile din gură, uite așa. Și ziceam, Andreas, hai la spital că mi-e rău. Cu febră, cu lui ăla curgeau banile. E sigur că risc la spital? Îi zic, dacă stau, ce să mă duc la spital, mă, capa și gura voastră, că n-aveam cum să mă duc la spital, că n-aveam buletin, era expirat, mi-era rușine să mă duc. Eu neavând medic de familie, că n-am avut medic de familie niciodată, că mama și cu tata nu s-au gândit ei vreodată să am un medic de familie. Dacă au ei, ce mai trebuie și mie medic de familie? Eu n-am medic de familie, mă, dacă n-am unde să, bă, să-l tai nimănui. Am rămas singur pe stradă. Mama, eu nu am medic de familie, tată. A zis mama cu tata, avem noi, da. E, ce-ți mai trebuie să ție, tată? Mam, eu, da. Astăzi. Dacă am eu un medic de familie așa, fiu al dracu, dacă îți mai trebuie ție, mă, Marius. Te mai duci tu la spital, nu mai trebuie ție. Bă, harababură totală, în familia mea e o harababură totală, tată. Deci e o nenorocire totală. M-a sunat tata cu câteva zile mor de beat, că el a aflat că, de fapt, câinii de la țară l-au otrăvit mama aia din partea lui mama. Bă, plângând. Eu zic, bă, tată, tu ești normal la cap. Ce dracu avea mama aia cu câinii? Nu, domne, că au otrăvit câinii. E și găina aia care avea 150 de ani, care dacă o fierbea, o puneam să fac ciorbă, o fierbeam 250 de ani. Da, nu, în viața asta nu prindeam ciorba aia. Și zic, băi, tată, bă, familia asta mea e prea mult, deci sunt prea multe chestii, prea multe informații de așa. Sunt prea multe de acapara, prea multe, de ce? Sunt prea multe, mă, mâncava și gura. Pe lângă ta, că a fost tata, că a făcut vara asta, a făcut țuică, 4 luni de zile asta să facă țuică, să moară măicuța mea, dacă am fost în viața mea 4 luni de zile să faci țuică. A stat atât de mult, dar a făcut și țuică așa și băut. Și l-am întrebat, bă, tată, vino și tu acasă, tată, vino să stai și tu cu mama, să căcam, vino acasă la tine, la Giurgiu. Nu pot, mare se ca. A murit câinile și trebuie să-l îngrop. Moare câinile și nu pot să plec. În continuu găsea scuze, mă, cațe, să facă țuică. În continuu găsea scuze. În fine. Asta este. Asta a fost o istorie, mâncați și gurata. Asta s-a întâmplat, neamul meu. Eu nu sunt ca alții, mâncava și gura vostră, dar un neamul ăla. De să strâng la masă, de stau toți, de... La mine nu se pot așa ceva. La mine e plecată vara mea pe nu știu unde, ăla pe acolo, ăla pe acolo, nu se strânge nimeni, de Crăciun, Revelion, la noi e ceva normal. La mine de Revelion, mâncați și gura ta, să iau o perișoară de ciorbă, să aruncă cu ea pe balcon, dacă explodează perișoara să se facă artificii, bine, dacă nu, nu. Așa zic, mănâncă în ciorbă, să cu toată lumea să culcă la 10 jumătate. Asta e familia. Bă, dar iubesc să-mi bag pula, că n-am ce să fac cu ei. Așa mi-a dat Dumnezeu familia, ăștia sunt. Asta e mama, asta e tata, iubesc. Mă uit și eu la alții, mă uit la nevastă mea, da? Am fost la nevastă mea a doua zi de Crăciun, să moară familia mea dacă n-am văzut 25 de oameni. Fiecare om avea câte 3 copii. Nu mă înțelege nimic să moară familia mea dacă termin 250 de feluri de mâncare. Fiecare avea câte 3 copii, la 2 minute spărgea un copil buza cap. Tu cădea, a căzut copilul, a căzut copilul, mânca. Tu cădea copilul, mânca, ridica, lasă că nu e copil. Cădeau copiii, mânca, e roller coaster, cădea, nu mai înțelegem. Nu mai înțelegeai nimic de neamul ăla decât 250 de ani. Bă, da, frumos, bă, să vă trăiască familia voastră. Bă, frumos, bă, mânca, v-aș vrea, frumos, verișor, frumos, strângi grămadă, nu mai înțelegeai care, bă, nu, moară măicuța mea dacă mai înțelegeam ce stai la masă, mai înțelegeam. 25.000 de feluri de mâncare. Eu aceea scuză, nu-mi e foame. Moară foame dacă vedea sarmale umplute de bunii. Aceea spune, nu-mi e foame, domnule. De unde că să moară, sugeam sarmale, o sugeam toată în gură, o sugeam. Lua sarmale, o sugeam să moară familia mea, sarmale aia la... O sugeam direct. Sarmale aia în gură, o sugeam. Ce să faci? 250. Ei, la mine ce să te strângi tata cu mama la masă, să moară tata cu mama, nu vorbesc de 250 de ani după vremea lui Tutankhamon? Te strângi la masă, nu știu ce să vorbești. Asta este, așa abia dat mie să fie, așa mi-a dat, așa a fost să fie, căcat. Poate regret în adâncul sufletului meu, poate eu optez și lupt eu ca eu și cu viitoarea mea nevastă să avem copii, să nu fie cum a fost acolo, cum a fost la familia mea. Dar asta sunt ai mei, n-am ce dracu să le fac, mâncava și gura voastră. Bine, rău, ce e familia mea, iubesc, că așa a fost să fie, mâncați și gura. Asta este. Ce să faci? Certuri de când sunt copil, mâncați și gura ta, casa lui mama aia din partea lui tata e mai sus, din partea lui mama e mai sus, casa din partea lui
Mama lui tata e mai jos, că zgârmă ea, că auzi, că zgârmă și fac baraj și se oprește apa și când dă drumul să inundă curte. Auzi, bă, trăim ar familia voastră. Bă, nebuniți, bă, mă ia cărpul vostru, razna, ce certuri. Că dătea drumul la barajul viitorul și curgea apa peste mamaia Leana și o lua cu tot cu câini, cu animale pe mamaia Leana și se dătea pe schijet. Mamaia Leana cu tot cu animale, cu găini, cu ciocuri din gură, se dătea pe schijet. Nu mai certuri de-astea m-a avut de m-a găsit dracu toată viața, mă, cam. Că de ce au ia găinile la 23 de găini, că iau găinile, că sunt rachete, că au 5 kg găinile, că mamaia lui găina. Găina lui mamaia lui găina și că e vacă, că dă și lapte găina, că aia că e mai sclabă, că e mai nu știu ce. Că de ce? Bă, nebunism, mă. Ascultați-mă ce vă zic să moare aia. Vreți story time? Vă dau story time trebuie familia voastră pentru tot anul. De ce s-a certat la nunt, la nunta lui tata și a lui mama? S-au certat între ei bunicii. Că auziți-mă în cava, jură vostru. Că mama aia, Leana, lua găinile și le însemna pe picioare cu X. Cu X. Și vă dau să mă mâncați. Mama aia Leana, CIA, mânca FBI. Dumnezeu să-l nească în pat. CIA, mă. A găsit găină cu X la cealaltă, la cealaltă în curte. Și a început al treilea război mondial cu Babil. Asta Leana și-a făcut aliații. Alu Huduru și tu, după alu Bartolomei, alu Cârletu, alu Cocoșatu, după partea aia, după stradă. Asta la altă Lidia și-a făcut în partea aia, după deal. Alu Florin Văcaru și și-a făcut aliații. Și a început al treilea război mondial. Ați înțeles? Ambele bunici aveau spioni să moară familie mea dacă te mint. Deștepte și ele, nu-s fraiere. Se duceau la biserică să moară măicuța mea dacă te mint. Se ducea mama aia, Leana, la biserică. Venea de la biserică, Dumnezeu să fie cu noi, să ne prăvăduiască cuvântul Domnului, suflet și închipzuință. Marius, Marius, nu mai vorbi cu dracu. Când îl auzi pe dracu, spune așa, dă-te-ndărăt, 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 dă-te-ndărăt. Că știi cum a venit la Dumnezeu? Diavolul s-a transformat în câine și scotea limba și făcea. Diavolul la Dumnezeu? Ăsta e semnul dracului, Marius. Și iau ce a spus Dumnezeu la diavol. Dă-te-ndărăt, dă-te-ndărăt. Dă-te-ndărăt, dă-te-ndărăt. Și a fugit câinii. Marius, tu trebuie să înțelegi că dacă l-ai pe dracu în gură, nu este bine, Marius. Nu este bine, Marius. Dă-te-ndărăt, dă-te-ndărăt. Când vine câinii și scoate limba, scoate limba câinii, dă-te-ndărăt, dă-te-ndărăt la câini. Bă, să mură dacă vă mic, vă nu credeți că eu bag de la mine acum. În fin. Și făcea, du-te, Marius, și pe la ei. Când ocea la mama Eleana. Du-te, Marius, și pe la ei. Du-te, Marius, și pe la ei, să vezi și ei ce mai și bunicii tăi. Dar cu spioanii vorbea. Să auzea să moară familia mea, uite. Când ieșea mamaia care făcea numai așa. Aolo, ce mă doare spatele, nuțu. Uite așa e cea să-mi brăzdată tăietură. Când plecam eu, când rămâneau babilii între ele, uite-le, să moară familia mea, dacă te mint. Băi, pe sufletul lui tată. Eu astăzi sunt Leana. Trebuie să apărat mulița de vrășmași și răi. Leana, da-ți-o vezi, dreapta ți-am spus. Trebuie să apărăm ulița. Ulița este prinsă și acaparată de oameni răi nenorociți. Ați auzit? Trebuie să-i prindem când nu sunt făptași, când nu se așteaptă și să-i distrugem. Le furăm găinile, le furăm măralul, le furăm pătrujelul, le lăsăm fără nimic. Da să trăiți, Leana. Așa facem. Sfântul Dumnezeu să mă audă. Doamne ajută! Dar ele se duceau la biserică să moară mama, dacă te mii. Și când era cu biserica, Doamne, fii mai bun, tată. Fii mai bun, fii mai bun, fii mai alea, să fii mai nu știu ce. Bă, deci, băi, deci credeți-mă de suflet, te ia capul, mă, dacă ascult ce se întâmplă cu neamul meu, mă. Bă, te ia, ți se umple creierul, să faci o gaură de aici, să deschide ușa și zice creierul, eu am plecat, mă, tata, fii tănătot. Te dea Dumnezeu tănătate, că e mai bună decât toate, eu mă duc unde? E, plec, nu mai contează unde mă duc. Și pleacă creierul, îți pleacă creierul din cap, să duci. Da. Și a început un caf așa. Din cauza la bunici, mama cu tata se certau în continuu. Bă, știu că nu e ok să povestesc asta, că-s poate chestii personale. Da, bă, tată. Măta-i proastă. Ba nu, măta-i proastă. Ba, măta-i proastă. Ba, măta-i proastă. Ba, măta-i proastă.
Măi, dar dacă ar concura la concursul de proști, ar fi atât de proastă încât ar fi pe locul 2. Ba nu! Mă, tăi atât de proastă încât dacă te uiți în oglindă, tu le la pompier tot coata de acolo, că rămâne blocat. Ba nu! Mă, tăi dacă pui 2 cai să o tragă, nu o trage, că e prea proastă. Că e grea, că e proastă. Ba nu! Mă, tăi e proastă, că e... Deci numai așa. Și am zis, bă, frate, dacă cumva vreodată ajung să cresc, să chestii, nu o să fie așa cu familia mea. Adică nu o să-mi implic părinții să cu tare. Bă, deci te ia capul, bă, ceat, bă, să moară aia dacă te iei, nu te ia capul, ceat. Atâta s-a putut, atâta s-a putut mânca. Vomiți. Bă, tată, vomiți. Și credeți-mă cu nimic cu nimic. Și așa se întâmplă cum se întâmplă cu... Cum a zis un chimiu. Are mamaia Lidia niște găini, niște rachete. Nu le vezi să fie o dracu dacă te mint. Îți trebuie sonar de ăla, tu să le cauți. Că sunt atât de slabe, alargă găina pe curte, nu vezi. Tu, te găsești cu ăla, tu, unde e găina? Asta este, tată, n-ai ce să faci, mâncați și curată. Și uite așa, 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 și uite așa că nu s-au înțeles niciodată. Rolul meu de nepot care a fost? Lăsând la o parte tot ce s-a întâmplat între ele în viața asta, a fost să fiu și lângă ea, și lângă ei, și lângă ei, lângă bunicii mei. Pentru că orice ar fi, sunt bunicii mei și la finalul zilei sunt bunicii mei. Și n-am căutat să stau ca a fost ură între ei. Mă duceam și pe ăla, mă duceam și pe ăla, ca și ei frumos, frate, în asta s-o țin, ranchiul. Da, bă, tu maci, mă, să moară, mă. Hai că am dat-o de la Andreas, din așa ce avem noi în story time cu bunicii mei. Am scame în buric, în buric, am scame în buric, în buric. Miroase-mi dacă vrei, ți-l dau și cu idei.